Bine ați venit, dragii mei! Mă numesc Agapia și pentru dumneavoastră voi face în oracolul indian o nouă etalare de cărți. Este o metodă de divertisment și vă invit să alegeți din variantele 1, 2 sau 3. Subiectul va fi cine te poate căuta și de ce. Să vedem ce părere are acest oracol indian, dragii mei. Da? Eu voi aprinde o lumânare, cum procedez de obicei, pentru că îmi face plăcere, da, să ne gândim fiecare dintre noi la o dorință și să aprindem această lumânare pentru ca dorința respectivă să se îndeplinească. Da? Și nu să nu uităm că energia de recunoștință este cea care de obicei ajută dorințele să se îndeplinească și să nu uităm aportul pe care ni-l aducem fiecare dintre noi. Da. Să începem etalarea. Dacă v-ați ales varianta 1, dacă nu, puteți derula până la variantele 2, respectiv 3. Ideea este că eu voi face această citire, da, și o să vedem exact. Voi avea nevoie de 7 cărți, da, pe care voi avea răbdarea, sper că și dumneavoastră, să le primesc din partea acestui pachet, da. Să vedem 7 cărți care să vorbească despre persoanele care te pot căuta și pentru ce motiv te vor căuta, da? Deja prima carte a căzut. Întâi le extragem și după aceea o să-ți povestesc semnificația lor. Iată că încep să ne vorbească. Probabil că s-au conectat la energia dumneavoastră și dacă sunteți în căutarea unui răspuns, probabil că nu ați ajuns întâmplător la această etalare. S-ar putea să găsiți, da, un răspuns, o idee, nu neapărat din interpretarea pe care o fac eu cărților, ci, dragii mei, ar putea efectiv, da, ar putea efectiv să țină de mesajul pe care dumneavoastră îl găsiți, dar în timp ce eu vă spun cărțile, să vină alt mesaj, dar propriu pentru dumneavoastră. Eu doar vă spun ceea ce mă simt ghidată să citesc. Mai avem nevoie de încă 3 cărți. Sper să aveți răbdare. Eu am văzut că au fost cărțile destul de darnice cu noi. Sper să fie și în continuare, în cazul în care nu, dar au fost. Da? Bun, ia să vedem. Am să vă spun care sunt cărțile. Ce persoană vă poate căuta? În primul rând, avem așa, avem energia de apă, care aduce energia de apă, rac, scorpion, pești, va aduce armonie și putere, da? Deci, și avem așa, 16 și 12. Persoana posibilă în rac, scorpion, pești. Putem să vorbim de orele 12 sau date de naștere, da, ora 16 sau date calendaristice. După cum vedem aici, armonia aceasta, da, cine te caută? Poate să te caute o persoană armonioasă sau care să-ți aducă armonia și, de asemenea, o persoană puternică care îți va da din puterea lui, da, sau a ei. Apoi avem, am să vă spun așa, întâi pe semne, după care luăm interpretarea. Putem să avem a doua carte, energie din berbecleu săgetător, o ființă foarte, foarte ambițioasă, da? Sau care să aibă o anumită dorință la dumneavoastră, să vrea ceva, da? De la dumneavoastră, de asta vă caută. Berbecleu săgetător, 31, poate să fie o dată calendaristică,
Poate ați cunoscut-o pe 31 și nu știați dacă vă caută și vă va căuta. Tot din berbecleu săgetător, energie de foc, am și Victoria. Vă caută pentru a vă anunța că ați câștigat ceva, dar sunteți victorioși. 26 poate să fie o dată calendaristică când anume vă va căuta, da? După aceea, dragii mei, avem din gemeni balanță vărsător, avem familia, poate să fie un membru de familie, cartea 18 ca oră, ca zi de naștere sau dată calendaristică. Ori poate să fie din, v-am zis, de gemeni balanță vărsător și, nu știu, poate vrea să facă o familie cu dumneavoastră, deci să vă considere ca o familie, da? Și nu în ultimul rând, din Taur Fecioară Capricorn, ar putea să fie o persoană de la muncă care să vă caute, vârsta poate să fie 32, să vă caute... Da, aici am numărul 3, să fie dată de naștere sau ora. Ideea care este, poate să fie coleg de muncă sau să vă caute pentru a vă spune ceva legat de un job nou, iar longevitatea aceasta mă anunță, da, longevitate înseamnă și stabilitate și echilibru. Deci această persoană care vă poate căuta are, cum să vă spun, face echipă foarte bună cu dumneavoastră, știți? Iar dacă vorbim despre o persoană care ține foarte mult la dumneavoastră, da? Eu văd așa că vă înțelegeți foarte bine și că ar vrea să vă ceară în căsătorie, da? Pentru că avem armonia, voința, familie, da? Ar vrea să munciți împreună, da? Muncă. Pentru a deveni mai puternici ca familie sau în firmă, pentru, de asemenea, vorbim despre o longevitate, își dorește probabil o relație pe termen lung sau o colaborare pe termen lung, tocmai ca să obțineți această victorie împreună, știți? Deci e foarte frumoasă, cine vă va căuta, vă va căuta poate un membru de familie, și membrul acesta de familie vrea poate o împăcare, da, cu armonia și s-a hotărât să nu mai existe între dumneavoastră probabil vreo supărare și ar vrea să conlucrați împreună, da, pentru a vă simți în putere. Poate să fie și o persoană mai în vârstă, da, care nu mai este așa în putere și care probabil are nevoie de ajutorul dumneavoastră și lucrul acesta, adică nu s-ar putea descurca fără un ajutor din partea dumneavoastră. În orice caz, avem cartea victoriei, da? Și ce spune această citire? Mie îmi spune că veți simți această victorie, pentru că probabil vă doriți să vă caute persoana aceasta și chiar atunci când ați deschis etalarea, v-ați gândit la ea, da? Și va fi din voința proprie, adică nu se va simți obligați, nu se vor simți obligați cei care, persoana care vă va căuta, da? Pe fiecare altcineva. Vine cu gânduri de armonie, vine cu gânduri de familie, să muncească, da, să colaboreze împreună și să fiți mai puternici împreună și pe termen lung. Deci, repet, armonie, voință, familie, muncă, putere, longevitate și victorie. Deci sunteți niște victorioși, dragii mei, dacă ați ales etalarea cu numărul 1 și bineînțeles că voi trece la cei care preferă numărul 2. Fie că ați urmărit deja la prima citire, fie că vom face acum extragerea și vă voi povesti în timp ce pregătesc cărțile, extrag 7 cărți, iertați-mă. 7 cărți și vă pot spune predispozițiile zodiilor acestor persoane, precum și mesajul, da, subiectul acestei etalări este cine te poate căuta și de ce, da?
Cu ce motiv? În general, oamenii încearcă să primească iubire, să primească locuri de muncă care să le permită să aibă o viață frumoasă, da? Și atunci, dragii mei, sper ca din aceste cărți să cadă doar lucrurile foarte, foarte frumoase, să cadă cărțile cu mesaje benefice. Ceea ce pot să vă spun este că deja au ieșit cărțile, mesajele lor. Bineînțeles, dacă rezonați, vă invit să oferiți un like, să vă abonați, da? Să comentați, pentru că acest lucru pe mine mă bucură, da? Să vedem, dragii mei, ce energie avem aici. Da, mai avem nevoie de 3 cărți și dacă sunt 3 cărți, înseamnă că ale noastre sunt, da? Bine, și avem așa, am să vă spun care sunt cărțile, da? În primul rând că aveți un joker, da? Dacă ați ales etalarea cu numărul 2, acest joker ce înseamnă? Că vă caută norocul, dragii mei. Norocul înseamnă ceva neașteptat, frumos, o surpriză la care nici nu vă gândiți. Acest joker este faptul că la un moment dat poate scăpați dintr-o mare, mare încurcătură în viitorul apropiat, vorbim de o lună, maxim 2 luni. Dar ce interesant este că aici avem și Carta Norocului, da? Carta cu numărul 24, chiar vorbește despre noroc. Poate să vă caute o persoană din semne de apă, că așa vă prezint, da? Semnele de apă sunt Rac, Scorpion, Pești, deci ar putea persoanele care vă caută să fie din Rac, Scorpion, Pești, să aibă legătură cu 24 sau 28, puteți să luați și cifrele separat sau să le adunați sau să le înmulțiți, pentru a afla date, da, sau ora, date calendaristice sau zile de naștere. În orice caz, este o carte benefică, pentru că ne place să ne caute norocul. Și s-ar putea, da, a doua carte este a călătoriei. S-ar putea acest noroc să-l găsiți într-o călătorie sau să călătorească cineva până la dumneavoastră sau să vorbiți cu cineva, să mergeți într-o călătorie împreună, da? Ce mai avem? Mai avem, dragii mei, avem așa, mai avem din Taur, Fecioară, Capricorn, da? Semnele de pământ, avem muncă și raționalism. În general, dumneavoastră chiar vă place să, da, să fiți angrenați în tot felul de activități, da, muncă la serviciu sau în familie sau a pământului, vă place poate să aveți o grădină. Iar raționalismul este, cum să spun, o luciditate care vă caracterizează și avem 32, cartea muncă. Și carta 19, da, 32 poate să fie o vârstă sau puteți lua cifrele 3, 2 sau 5 separat. Iar aici cifrele 1, 9 sau vorbim de 10 sau din nou 1, reducând la o cifră. Și ce îmi spune lucrul acesta? Că vă caută o persoană, poate din Taur, Fecioară, Capricorn, dacă nu sunteți dumneavoastră, în legătură cu un job. În legătură cu o muncă, este o persoană foarte rațională, deci nu va fi o neapărat legat de vestea aceasta sau nu vă va căuta pentru o relație. Poate că va avea mai mult un interes, dar un interes de ambele părți, da? Vă va propune ceva benefic. Apoi, ce pot să vă spun? Că mai am cartea nașterii și a recoltei, da? Îmi cer scuze că am uitat să închid telefonul, dragii mei. Și avem așa, cartea nașterii, numărul 20, și cartea recoltei, Harvest,
Este o renaștere și o recoltă. Este ca și cum vă caută cineva, da, vă aduce această renaștere, dar de fapt o să vă anunțe că vă oferă un rezultat bun. Să spunem așa, că dumneavoastră ați muncit foarte mult, poate ați învățat pentru un examen, ați făcut vreo activitate susținută, da, și vă va anunța de lucrul acesta. Da, de asemenea, vă caută poate o nouă sarcină. S-ar putea să rămâneți însărcinate, dragi doamne, sau chiar să nașteți în următoarea perioadă, noiembrie-decembrie. Da, dacă rezonați, pentru că harvest este această recoltă, da, recolta atunci când bebelușul stă 9 luni, da, sau poate ați făcut un tratament pentru fertilizare și veți afla că, da, va veni, va ales un bebeluș să deveniți părinți. Sunt multe variante. Poate să fie renașterea, dar renașterea dumneavoastră când veți vedea că primiți în sfârșit, da, veți primi în sfârșit. Deci văd energie din Taur Fecioară Capricorn și Rac Scorpion Pești în cazul dumneavoastră și văd Jokerul. Să nu uitați că Jokerul înseamnă bun augur în următoarea perioadă. Vă caută norocul, cum se spune. Dar fie o persoană, fie o situație foarte, foarte, foarte bună. Deci cine vă caută, vă caută cu folos, dragii mei. Vă mulțumesc frumos, vă invit să vă abonați, să oferiți un like, să comentați și pentru cei care doresc să vadă și varianta 3 sau au ales numai varianta 3, voi face, bineînțeles, etalarea, să vedem și în cazul dumneavoastră cine vă poate căuta și pentru ce sau de ce. Vom extrage 7 cărți pe care pachetul va dori să ni le ofere ca mesaje. Sunt predispoziții cu care puteți să rezonați. Bineînțeles că nu trebuie să uităm că cărțile acestea de tarot predispun, dar omul dispune, da? Este foarte bine să extragem aceste 7 cărți pentru a vedea care ar fi și persoanele din ce zodie ar putea să fie și cu ce scop, da? Poate să vă anunțe ceva, să vă ofere ceva, da? Imediat avem deja 3 cărți. O avem și pe a patra. Și o să avem nevoie de încă 3 cărți, dragi mei. Da? Și avem 1, 2, 3. Și vom păstra și această clarificare, da? Pentru că n-au căzut mai multe. Dacă mai era încă una, poate nu le-aș fi ales. Dragii mei, să vă povestesc așa. În primul rând, aici văd persoane care sunt în Rac Scorpion Pești și aveți armonia și norocul, da? Rac Scorpion Pești. Apoi putem să avem, de asemenea, Berbecleu Săgetător cu această căsătorie, da? Avem Taur Fecioară Capricorn cu iluzie și cu naștere, da? Gemeni Balanță Vărsător avem cu acest dans, da? Și avem niște cărți, da? Cărți arcane, da? Care să ne anunțe faptul că veți trece cu bine, persoana care vine să vă caute,
Vine cu gânduri de pace și vine să vă atenționeze și să vă ferească de un pericol. Probabil că vorbim aici despre o persoană care vă vrea binele. Da? În primul rând, prima carte, cartea pericolului, este cea cu numărul 25. Și ce spune? Poate să fie un pericol să vă certați cu cineva sau să pierdeți ceva și această persoană va fi prevăzătoare. De ce zic asta? Pentru că poate vă faceți o iluzie într-o anumită privință și vă dorește binele. Carta are numărul 25, poate să fie o dată calendaristică sau o vârstă. Da, deci posibil să aveți așteptări prea mari de la o anumită persoană și cine vă caută? Vă caută, da, poate chiar vă caută o persoană care să încerce să vă iluzioneze, deci să încercați și dumneavoastră să vă păstrați realismul, da, să nu cădeți într-o capcană să vă prezinte faptele mult mai roz decât sunt. Și pot să țină de un dans, dar nu știu la ce se referă. Cartea are numărul 15. Aici, la iluzie, avem 4. Poate pe 4 noiembrie, da? Să zicem așa, în jur de 25 octombrie a fost un posibil pericol. Pe 4 noiembrie ați fost într-o stare din aceasta de confuzie, pentru că iluzia, în general, ne facem iluzii când nu sunt lucrurile clare. Iar această carte cu numărul 15 vorbește despre un dans. Poate să fie un dans și după aceea avem pacea, dragii mei, pacea cu 27. Dansul este și atunci când ne facem atât de multe iluzii și visuri, încât ne vine să dansăm de fericire. Știți, și poate că această persoană care vine să vă spună că lucrurile, da, vă vrea binele, încearcă să vă aducă puțin mai aproape de pământ, da, adică mai aproape, mai ancorați în realitate și într-o luciditate, și să vă ofere această pace, o liniște sufletească. Dar poate iluzia să fie o mare, mare creativitate și v-am spus să ajungeți, dar dansul acesta poate să fie și o euforie. Este, de ce nu? Poate chiar lucrați în acest domeniu. Poate vă oferă o carieră în acest domeniu. Nu-mi dau seama, dragii mei, eu vă spun toate posibilitățile. Ideea este că vă dorește să vă aducă o liniște, pentru că această pace vorbește de faptul că poate nu vă mai faceți anumite iluzii, dar, pe de altă parte, aveți și o liniște sufletească, pentru că această pace este chiar lângă armonie. Armonia care până la urmă vine din faptul, nu știu, armonia, ce spune? În primul rând este interioară, dar este o armonie interioară, că ați scăpat de un pericol. Posibil ca această persoană să vă ajute să treceți cu bine peste o perioadă mai dificilă, pe care ați considerat-o, da, destul de periculoasă pentru dumneavoastră. Poate să țină, da, de armonia aceasta și de relația și de bună înțelegere cu ceilalți, da? Și se pare că această persoană, da, va aduce pace, armonie și vă ajută să renașteți, poate și financiar, pentru că vorbim de Taur, Fecioară, Capricorn, da, v-am povestit care sunt. Norocul vorbește despre săgetător, dar l-am spus și aici. Sau vorbim chiar despre o naștere. Poate că, Doamne ferește, a fost o perioadă în care v-a fost greu să țineți o anumită sarcină sau nu doreați să nașteți, adică a fost o sarcină poate mai dificilă și pur și simplu lucrurile, da, fie că vă ajută să renașteți, fie că
vă ajută să faceți, să găsiți un medic bun cu care să nașteți, da, sau poate chiar să rămâneți însărcinate, da? Carta are numărul 20 și această pace, armonie urmată de naștere sau renaștere și de căsătorie, cartea cu numărul 8. Deci persoana care vă caută, probabil că poate să fie, da, deși ați considerat-o un pericol și o iluzie, să vă convingeți de fapt că își dorește o căsătorie. Deși nu ați crezut lucrul acesta, vă caută, da, vă spune de dans, da, nu știu, se gândește, poate vă cere în căsătorie în timp ce faceți câțiva pași de vals sau de tango sau va găsi această, pentru că va aduce pace, armonie, o renaștere, poate vă dorește să aveți împreună copii. Poate deja sunteți în căsătoria aceasta și vă va anunța ceva legat de toate astea, știți mai bine ca mine. Poate să faceți nunta, da? Poate că ați avut un pericol pe 25, v-ați certat, v-ați făcut iluzie că vă căsătoriți și s-a amânat acea nuntă, da? Și veți face în 27, vă veți împăca, vă va căuta. Da, poate pe 16 sau pe 20. E foarte interesant pentru că păreți a fi însărcinată, poate s-a asistat o nuntă și acum ea se reia, adică persoana aceasta vă caută și vrea să vă aducă mult noroc. Fie că deja aveați discuția aceasta, fie că acum va veni propunerea, în orice caz. Dragii mei, de la pericol, da, de la zona aceea mai neplăcută pe care ați traversat-o deja, eu văd, așa cum vă spuneam, înțelegere, pace și armonie. Și clarificarea acestei cărți cu 24, ce anunță? Pentru că vă va căuta această persoană, destinul vă va recompensa cu un noroc care vine, da, este ca și ceva predestinat, pentru că noi poate avem liberul arbitru, știți, dar sunt lucruri în viață în care ne dăm seama că așa a fost soarta și vă încununează acest noroc, vă încununează cu toată armonia și pacea pe care o va aduce această persoană. Foarte, foarte frumos și în cazul dumneavoastră. Sper că ați rezonat. Chiar vă rog să comentați și să oferiți un like dacă v-a plăcut, să vă abonați și să urmăriți și alte videoclipuri. Eu în weekend voi face etalările lunii decembrie. Și probabil că veți fi interesați să vedeți care sunt predispozițiile. Am zis octombrie? Scuze! Predispozițiile lunii decembrie, dragii mei. Am să văd la. Am să, o să-mi spuneți dumneavoastră dacă am greșit. Eu m-am gândit la decembrie. Sper că am spus decembrie. Dacă nu, voi face etalările lunii decembrie în weekend, deci pe 13-14 octombrie, noiembrie, vedeți ce, nu știu ce am eu cu trecutul. Scuzați, deci pe 13-14 noiembrie voi posta etalările lunii decembrie 2021. Vă îmbrățișez, dragii mei, mult noroc, să vă meargă bine, să fiți ocrotiți și ocrotitori și să ne vedem și la alte filmări. Toate cele bune, la revedere!